Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție, un nou episod, cum facem în fiecare marți, o discuție cu un membru drag al comunității Engage. Și în seara asta o să avem alături de noi pe Violeta, Violeta Năstas, care este alături de noi în comunitate și pe platforma Engage de aproximativ un an, dacă nu mă greșesc, acum o să o întrebăm și așteptăm Violeta să se conecteze ca să începem această discuție și să împărțim cu voi care a fost experiența ei pe platformă. Dacă o să aveți careva întrebări, scrieți-le mai jos, noi o să vă răspundem cu mare, mare drag. Violeta, 1, 2, 3, să vedem ce se primește la noi. Așa, super! Salut! Mulțumesc că ai acceptat să dedici un pic de timp astăzi urmăritorilor noștri de pe Instagram și nouă. Îți mulțumesc pentru timpul ăsta. Violeta, noi o să mergem prin câteva întrebări și aș vrea să împărțim astăzi ce ai simțit, cum ai descoperit, ok, o să începem de la început, să spunem așa, cum ne-ai cunoscut, cum a fost experiența ta și ce te-a făcut să te alături de comunitatea Engage și de experiențele pe care noi le oferim în comunitate. Salut, Anișoara! În primul rând, îți mulțumesc frumos pentru invitație. Eu cu greu am acceptat, așa m-am simțit. M-am simțit vedetă, cum se zice la noi la Moldova. Cauza emoțiilor, într-un final am spart gheața. Eu cred că experiența mea ar fi bine să o asculte mai multe persoane, poate să-i ajute și pe ei cum m-a ajutat și pe mine. Să începem de la început, de unde eu v-am cunoscut. Eu v-am cunoscut mulțumit Alexandrei Bârcă. Eu mă cunosc cu ea de mai mulți ani și vorbind într-o zi cu ea, mi-a spus: uite, Violeta, este o comunitate super tare acolo unde sunt moldoveni de-a noștri și unde poți să înveți foarte multe de la dânșii. Și datorită ei am participat prima lună gratuit, cum era, și eu deodată m-am îndrăgostit. Nici nu am participat la toate webinarele, chiar din primele am spus, dacă ți-aduce aminte, ți-am scris mesaj. Eu vreau să mă înscriu. N-am avut niciun dubiu, deodată așa mi-ați transmis o bombă de încredere și am spus că aici e locul meu, aici, printre moldovenii noștri, unde eu am să cresc și am să mă dezvolt. Și până în ziua de azi ai dreptate, am aproape un an de zile de când sunt cu voi și nu-mi pare rău nici de o secundă petrecută lângă voi. Mersi, dragă mea. Tu așa ești o bombă de energie, de curaj și chiar vroiam să te întreb. Tu ești mămică, ai doi copilași acasă, ai familie, ai job-ul tău. Cum reușești să te integrezi, cum reușești să participi și la experiențe și să manevrezi cu viața de familie, de mămică? Cum îți reușești ție asta, dacă vrei să împarți un picuț? Anișoară, bună întrebare ne-ai dat și eu până mai ieri cred că nu eram spus să răspund la întrebarea asta, dar până a vă descoperi de voi, până a descoperi eu pe Alexandra Bârcă, care niciodată n-am să încetez să-i mulțumesc, că lângă ea am început să cresc așa încetişor, cărămidă cu cărămidă, cum se clădește o căsuță, și niciodată nu m-am gândit eu personal că pot să investesc în mine. Eu putem să investesc în copii, în casă, în mâncare, în haine, în tot. Numai nu în dezvoltarea mea personală. Și eu când am descoperit asta, că atât e de fain, atât de bine te simți tu singură cu tine, eu am avut foarte multe blocaje pe care încă le am și zi de zi lucrez alături de voi ca să le dezblochez. Chiar unul dintre ei, dacă să mă arăt în fața camerelor, pentru mine a fost foarte greu. Am și acum îmi se vede că sunt emoționată, am emoții. Care ar fi cauza, nu știu, cred că pe parcurs alături de voi am să o descoper. Sunt mămică, doi copii. Camera te privește, arăți superb la cameră, chiar dacă ai emoții, ele sunt foarte pozitiv și foarte așa drăgălași, spun, nu știu, ceea ce sunt eu, deja o să ne spună urmăritorii noștri cum se simte din partea lor.
Scumpica, dacă ne întoarcem un pic în urmă, înainte ca să particip la prima experiență, da? Ce așteptări aveai? Eu habar n-aveam ce să mă aștepte, dacă sincer chiar n-aveam așteptări, nu știu, așa m-am dus, lăsat dus de val. Pe parcurs au venit un pic de așteptări, care, dar la început chiar, eu nu știu, eu vrem să vă descoper, vrem să văd ce faceți voi așa de interesant. Pur și simplu m-ați atras așa ca pe un magnet, știi, lângă voi, fără ca să, care, ca să știu și mă așteaptă în totalitate. De la primele experiențe am văzut așa o eliberare, în primul rând, asta a fost o eliberare și o pace. Așa am început să clădească o pace în sufletul meu. Și zic, nu, asta e pentru mine. Și s-au început deja așteptările. S-au așteptările să facă pace cum vorbisem noi în diferite webinarii cu tine, cu Vadim, cu Alexei. Și am înțeles că tot asta duce de la relația cu părinții, cu cei apropiați. Și deja acolo am început să am așteptări. Zic eu, dacă să mă împac cu tata, oare și ce se întâmplă în viața mea, știi? Și așa, pas cu pas, parcă la momentul dat, știi, nici mari așteptări nu dau. Am învățat așa, într-un fel, să mă lăs dusă de val. Și fie ce o să fie, ce o să fie, o să încerc să iau partea bună, știi? Cam așa. Cred că am răspuns la întrebarea ta. Da, mulțumesc. Chiar vroiam să te întreb referitor la asta. Tu ai început să povestești un pic despre schimbările care le-ai urmărit în viața ta sau dacă vrei să împarți una din cele spunem profunde sau cele mai care ți s-au memorat o schimbare, poate, sau mai multe, dacă dorești să împarți, care ai făcut în urma experiențelor și poate care experiență a fost aceea. Anișoara, ele sunt mai multe, dar dintre dânsele, cred că cea mai importantă care a fost, că eu am înțeles că copiii se educă și cu dragoste, cu iubire, cu înțelegere, pe când eu eram total diferită. Eu am născut în alte timpuri, în alte vremuri, mă gândeam că asta e bine și copiii mei. Dar aici și datorită vouă, eu am descoperit că cu cât mai mult iubești copiii, cu cât mai mult îi asculți, cu cât mai mult ei îți răspund la fel. Exact așa cum am înțeles că noi suntem oglinda copiilor în totalitate. Pentru mine asta e, cred că e cereașa de pe tort. Asta e numărul unu, că eu am o legătură foarte frumoasă cu copiii mei. Cu ambii, unul de 4 anișori și de 8 anișori, băiețelul de 8 anișori, și am văzut că răspunde, nu numai decât să pui mâna pe curauă, nu numai decât să strigi la ei, dar și din cuvânt și prin înțelegere, prin iubire, se poate educa copiii. Asta e numărul unu, care cel mai mult cred că ne-a răscolit din adâncul sufletului meu. Doi, care am lucrat foarte mult cu foarte mult, el ne-a fost foarte mult alături. Relația mea cu tata. La noi am înțeles că părinții noștri au făcut tot ce au putut și au știut ei mai bine pentru noi, după cunoștințele și informația care au avut-o la moment. Asta nu înseamnă că tata meu, dacă a fost puțin mai violent sau nu chiar prezent, să spunem așa, el nu m-a iubit. El a dat tot pentru mine și el acum se mândrește, el chiar îmi spune, zici că violin e ajuns. Am pus eu apă la rădăcini acolo. Asta e chiar îi mulțumită tatălui meu și mulțumită vouă că eu am înțeles lucrul ăsta. Pe timp de 7 ani de zile eu nu am vorbit cu tata. Noi răspundeam la telefon, eram foarte supărat pe el. Și după 7 ani de zile noi am făcut pace. Cred că la 33 de ani am auzit prima dată de la tata meu că mă iubește. Și asta cred că e datorită vouă, că Vadim o săpat acolo la rădăcini. Pentru că noi un pic de sămânță ca voi să zburați, dar pasul l-ai făcut tu și asta e cel mai important.
Da. Și chiar de atunci, din momentul când eu am făcut, să spunem așa, pași cu tata meu, la mine a făcut buf în sufletul meu și automat la mine în familie, chiar în relația mea cu copilul meu, relația cu soțul meu, la mine automat s-a schimbat. La mine era ca un blocaj mare care eu nu-i dădeam atenție. Chiar nu-i dădeam atenție. Datorită vouă eu am descoperit asta că se poate de șlefuit. Și m-am pierdut, am emoții. E Eu mai... foarte. Mersi, mersi pentru emoții, mersi pentru vulnerabilitate. Asta totodată e una din, să spunem așa, nu știu, cu cei ce se lucrează la închei, ce vulnerabilitate și când ne dăm voie să ne arătăm sufletul și la alții, e ceva valoros, valoros care rămâne aici. Mersi, mersi frumos. Care din experiențele de platformă care le avem, poate îți plac mai mult, care primești mai mult plăcere sau te ajută poate mai mult, care este pentru tine? Pentru fiecare este diferit, și mi-ar fi plăcut să aflu care la tine sunt preferatele. Anișoara, eu nu am una preferată. La mine toate eu pentru toate experiențele, când mă conectez, dacă am posibilitatea să mă conectez din motiv că sunt mai mică și am doi copilași și nu totdeauna mă lasă, dar eu dacă mă conectez, eu sunt 100% acolo. Pe mine, eu de la toate am cât ceva diferit. Depinde. De exemplu, la respirație adâncă am o eliberare totală, o purificare, pur și simplu, parcă sunt nou născută. Cu Alexei, că-l stimez, Doamne, dacă ne privești, ne dor de dâns, am lipsit săptămâna trecută, numai decât am să recuper. Mă încarc așa, parcă îmi pare că gata, dacă ies de la Networking. networking cu el, am să zbor. Fiecare pentru mine sunt foarte importante. De la fiecare eu învăț ceva, totdeauna învăț ceva nou. Și cel mai mult care am pus eu acum suflet, am făcut manifestarea. Aici chiar am să mă opresc și am să vă povestesc ceva foarte interesant ce mi s-a întâmplat. Eu niciodată nu am crezut în miracole. Chiar câteodată când auzim cineva că s-a întâmplat ceva în viața lor, eu nu luam serios, că ei s-a întâmplat, spune și el povești. Manifestarea pentru mine a fost... acolo e o programă unde tu îți pui o intenție și pe parcurs, într-un fel, ea se îndeplinește. Dar nu în totalitate se îndeplinește cum noi o privim cu alți ochi. La mine și ne-am pus eu, nu s-a schimbat. Pur și simplu, eu am început să privesc cu alt ochi, am început să iubesc acel scop, am început să-l privesc altfel. Ceea ce mi s-a întâmplat mie, la început, Vadim era cu noi și a spus, imaginați-vă cum vă vedeți voi acum și cum vă vedeți voi după ce o să termine manifestarea, să avem două imagini clare. La mine imagini și pur și simplu așa a venit, bam, deodată în față, nu cum să acum, că eu cum să acum, eu mă vedem cum să acum, dar cum am să fiu după. O trecut o bucată de timp, chiar nici mult, vreo săptămână de zile, când eu acea imagine, căutând pe Amazon că să cumpăr foarte mult de acolo, am găsit acea imagine pe Amazon. Ei nu-mi vine să cred. Fac cred că am trimis și ție, nu? Vor lui Vadim. Vadim, zic, uite, nu pot să cred. Vadim, imaginea asta eu am văzut-o în minte la mine. Și ca să credeți, voi să nu credeți, imaginea asta eu am cumpărat-o și am pictat-o. Wow, ce frumos! Asta tu ai făcut? Asta eu am făcut-o, da. E extraordinar! Eu nu știam de talentul ăsta ascuns al tău. Superb! Wow! Eu asta imagine am văzut-o în manifestare cum am să fiu, cum văd eu scopul meu împlinit, realizat. Uite, exact așa am văzut-o eu. E extraordinar! Foarte frumos! Vadim vrea să ne cumpere, dar eu cred că să-i fac alte copii. Eu te loc punem. Eu Violeta, te rog, dă-mi și mie o copie. Eu ți-o cumpăr cât vrei pe dânsa. Stai, leacă, nu mă lua așa de repede.
Pentru mine asta a fost șoc. Zic, da, într-adevăr, miracolele există, într-adevăr, și se întâmplă, nu întâmplător. Cum așa ceva e posibil că eu imagine? Deodată mi era, chiar mi era o leacă jenă să vorbesc despre imaginea asta. Zic, n-o să mă creadă și mi-ai zis și e povești. Dar când nu avem nici cuvinte să-l găsesc, să-i zic lui Vadim deodată, zic, el las mă creadă, el las mă înțeleagă, unica persoană care să mă creadă și să mă înțeleagă, știi? Și zic că, wow, Violeta, super tare, care eu cred în miracole, de acum înainte eu chiar cred în ele și cred că există. Super. Mersi, Violeta, că ai împărțit. Uite, am descoperit încă un talent de-a tău. Vreau să te întreb totodată referitor la experiență, fiindcă noi cu toții suntem investitori, investim timp, investim bani, investim energie și cum e pentru tine investiția care ai făcut-o în programul Engage și rezultatele care le ai în viața ta. Se merită investiția, nu se merită, au fost, da, despre cum ai simțit-o tu. Eu cred că am spus-o leacă și mai înainte că eu n-am știut că poți investești în tine însuți. Pentru mine asta nu era o zvârlitură de bani. Nu m-am gândit niciodată că să investesc în mine, anume în dezvoltare personală. Da, răspunsul meu e da, se merită și se merită 100%. Asta e ceva care e nedescris. Asta fiecare pe pielea lui trebuie să înțeleagă. Știu, câteodată, chiar azi, am împărțit cu prietena mea o experiență și zic, Lilia, eu sunt foarte entuziastă când împărtășesc ceva, poate că nici nu lipsit asta, știi? Și eu am avut nevoie de asta, dar pentru tine poate să nu și așa de interesantă. Asta e și experiența în cage. Cineva trebuie să o proveze și să vadă dacă e pentru dânsul. Și Exact. dacă merită pentru dânsul, dar poate cineva să n-aibă nevoie de toată informația care e aici pe loc. Pur și simplu trebuie să încerci să vezi, eu cred că asta e ceva personal, de la persoană la persoană. Pentru mine, în totalitate, se merită și eu sunt cu voi și am să fiu cu voi, cred că mult timp înainte. Pentru asta m-am înscris și la retreat-ul, care este în martie și nu am răbdare să ne întâlnim. Ai vrea să împarți ce te-a făcut să te înscrii la retreat, încă nu ai fost, deja putem să povestim pe urmă, dar care a fost dorința de ce te-ai înscris, dacă vrei să împarți, dacă e prea personal, e ok dacă nu dorești să împarți. Personal nu. Cum? Personal, da, poate este ceva acolo care schimbări din adânc, dar la general eu vreau să mă descoper în totalitate. Eu vreau să-mi descoper cine sunt eu cu adevărat, ceea ce aș putea eu face cu adevărat din dragoste și din iubire, care să nu am obstacole, să nu mă opresc, știi? Să nu fiu tras așa de gât. Hai, fă așa, hai, fă așa, dar chiar să o fac din tot sufletul. Asta e unul la mână. Doi la mână, eu sunt foarte familistă. Pentru mine familia e pe primul loc. Cine mă cunoaște, ei știu. Copiii, soțul. Și pentru asta am tras cu mine și soțul să margă la retreat. Să vreau liniște sufletească pentru ambii, în familia mea, să crescă copiii în liniște și în iubire. Și pentru asta trebuie să mă regăsesc eu în totalitate și să ne dizolv toate blocajele care le am. Acesta ar fi unul din motivele care mă înscriu. Mulțumesc, Violeta, într-un ceas bun și să manifeste toate roadele astea așa cum îți dorești tu și poate chiar mai bine. Mai am o întrebare care vroiam să ți-o pun, fiindcă, cum spune Vadim, și îmi place foarte mult conversația asta care face, că noi avem la un nivel la care suntem, avem anumite probleme. Când ne ridicăm la un nivel de conștiință mai mare, avem deja tot probleme, dar altele. Și am vrut să întreb care au fost problemele lui Violeta, cea de anul trecut și în comparație cu problemele astea de anul ăsta. S-au schimbat nivelul de probleme? Și dacă da, dacă vrei să împarți un exemplu, poate, de problemă care aveai anul trecut și acum. Unicul Și lucru dacă nu e... schimbat, Da.
Meu totdeauna am fost, sunt și cred că asta e întipărit în adâncul rădăcinilor mele. Eu sunt foarte curajoasă. Dar și anul trecut și poate 2 ani în urmă, asta curajul să era numai pe din față. El era numai suprafață curajoasă, dar și eu mi-era frică de Doamne ferește să fac o schimbare, să fac ceva, dar în fața la alții, pentru alții. Eu eram curajoasă, care pot să iau decizii, pot să fac tot singură. Ceea ce s-a schimbat, că curajul ăsta e și înăuntru. El chiar mă caracterizează. În ziua de azi, el pe mine mă caracterizează în totalitate, cât și superficial și cât și înăuntru, în adâncul sufletului. Asta e și mai mare schimbarea mea de când lucrez, una dintre cele mai mari chelități. La mine așa de important, toate sunt importante. Una dintre cele mai importante care să eu vizibil le văd și le observ. Că acum dacă am spus că fac așa, eu fac așa. Și nu că m-am întors după perete și încep să plâng și să fac cum să fac, wow, să nu dezamăgesc sau ceva. Nu. Am curajul ca să iau o decizie din adâncul sufletului. Dacă nu, am spus nu și îmi pare rău și gata. Poate persoana super să facă orice n-ar face. Asta e decizia mea la moment, cu blândeță, cu iubire, cu dragoste. Uite, îmi pare foarte rău. Nu pot, e așa situația. Am mai mult curaj să spun lucrurilor pe față. Nu știu și ține adevărul, că să spui adevărul în față, dar chiar lucrurile așa cum sunt, știi? Chiar îmi vine așa cu natural dinăuntru. Am lucrat foarte mult la asta. Foarte mult, eu singur cu mine, cu meditații, cu ce ține chiar respirația, care o avem odată pe lună în comunitate. Eu multe ori ne punem intenția și la urmă o vedem rezolvată. Ah. Și cred că a ajutat foarte mult asta. Mersi, mersi mult, Violeta. Vreau să-ți mai pun o întrebare și mi-a ieșit din cap. Dacă este ceva pe care ai vrut să spui, dar eu nu te-am întrebat. Nu știu, în caz că e în parcă. Este ceva, nu e fain. Dacă sincer, nu știu, poate mă gândesc că nu m-ai întrebat. Nu. Ce face Violeta? Cu ce se ocupă, dacă vrei să împarți, și care este modul tău de a servi lumea? Vrei să ne povestești un pic despre tine? Dacă pentru cineva ar fi asta interesant. Eu la moment noi avem aici în Italia o mică afacere împreună cu soțul. Mă ocup, sunt administrator, responsabil administrator, deci ține de contabilitate. Eu gestiesc asta de acasă. Plus sunt mămică, sunt soție, sunt în comunitatea Engage. Mă ocup și de trading. Ceea ce anul 2020 pentru mine a fost o schimbare radicală și totală. M-am apucat și de studii. Am început să... Anul 2020 am citit 20 de cărți. Asta e record în viața mea. Nu am citit toată viața cât am citit în acest an. Am făcut două cursuri de trading. Sunt la moment trading profesionistă. Am și diploma și masteratul. Plus pe două linii paralele. Cum le fac? Nu mă întreba, că eu nu știu. Lucrez pentru... În Engage, acum chiar următoarea intenție mea este de organizare. Să mă organizez încă și mai bine, să le pun. Eu sunt într-o mare măsură organizată, dar vreau să fiu și mai organizată, să le am și mai mult timp pentru mine, pentru familia mea. Câteodată stau prea mult în fața calculatorului și mă pierd. Nu știu ce aș mai putea spune, așa sunt, nu știu, poate îți vine vreo întrebare ție. Am emoții. Dacă, de exemplu, dacă este cineva care ar dori ca tu să-l ajuți, da, în ceea ce faci, cu lucrul pe care îl faci, cum ai putea să-l ajuți, să spunem așa?
E clar întrebarea sau eu poate am făcut-o prea întortocheată? Nu, 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 nu te-am auzit. O bucată s-a întrerupt din treabă. Acum te aud. Repetă. Cum servești tu lumea? Adică dacă ar fi interesat ca tu să-l ajuți, cum ai putea să-l ajuți prin lucru pe care îl faci tu? Dacă cineva ar dori să te contacteze, cu ce ai putea să-l ajuți, spunem, din urmăritorii noștri? Am înțeles. Și aici ține de lucru meu, dacă sincer chiar nu sunt încă gata să împart cu cineva experiența, pare că asta o știu, știu pentru mine, dar nu sunt în stare încă să împart cu cineva, chiar că de pe platforma noi este un, nu mi-aduc aminte cum îl cheam, am fost în contact cu el, el face trading la Moldova. Nu am reușit să împărțim experiențele, fiindcă aici eu învăț în italiană, el învață în rusă și să traduci în termeni ăștia de pe computer dintr-o limbă în alta, nu a fost chiar foarte greu. Informația și ține de trading, chiar nu aș putea să o împart cu cineva, fiindcă, nu știu, nu mă sunt gata, nu sunt gata să împart experiența asta cu cineva. Ceea ce ține de dezvoltare personală, eu deja împart cu mai ușor, e că vezi, și aici am spus, eu vreau să mă descoper în totalitate ceea ce sunt eu, ceea ce fac. Îmi vine mai ușor să mă, chiar cu prietenii mele, am o prietenă care suntem pe aceeași undă, Lilia, ea este în comunitate la noi. Salut, Lilia, dacă eu spus că o să fie prezentă și o să uite la noi. Suntem pe aceeași undă și eu toate experiențele care le fac, ceea ce mi se întâmplă în ei, eu sunt direct în contact cu dânsa și spun, wow, Violeta, e super, mulțumesc că ne-ai dat așa informație. Este altă prietenă care m-a văzut, m-ați tagat voi în story și m-a contactat și m-a întrebat, Violeta, și cu Ankeich? Și eu am povestit, am început, nu mai avem stop la limbă, am început să vorbesc și eu am văzut că vorbesc despre voi și despre ce fac eu, anume, în dezvoltare personală, cu dragoste, cu pasiune, chiar ne primește ceea ce fac și chiar să văd roadele din urma mea. Poate ele nu chiar că se văd în totalitate, dar eu le sunt în adâncul sufletului, le sunt, sunt pacea și care se clădește așa cu piramidă, sunt simplicitatea și ea, omenia, un puțin mai conștient când vorbești. Am dezvoltat și partea aceea de a asculta pe cineva așa până la urmă. Îi lasă-l să vorbească până la urmă și dă el seama, știi? Multe sunt care ele, eu le-am, le avem, dar nu le-am la dânsele, știi? Mai Ele la erau. probă, cum zici, Vadim. Cum? Nu-mi blai la probă doașe, cum zici, Vadim. Pe Oi, Moldova. exact așa. Ele atâtea de multe, că eu zic, wow, dar cum e acolo era și nici nu ne-am dat seama că este acolo, știi? Și apoi din voi, din una în alta, voi faceți foarte multe webinaruri anche cu alte persoane și pentru mine e ceva nou să aud de la cineva cum a evoluat el, știi? Și zic, wow, dar eu la asta nu m-am gândit. Haide, vai, spun și eu în practică. Și cam așa, fir, vă urmăresc în fiecare zi, vă citesc toate postările, aparte că sunt cu voi mereu alături la toate webinarele, nu chiar la toate, dar mai scap eu câte unul. Acum de obiceiuri și mi-a revenit întrebarea care vreau să ți-o pun. Ce obiceiuri practici în viața de zi cu zi care te ajută, care poate le-ai luat de la Engage, care le practici în fiecare zi, dacă este... Eu întrebarea am auzit-o, dar am auzit-o așa pisărit. Am înțeles-o. Tu pe mine mă auzi bine? Eu am Eu înțeles. Dar tu... sper că voi ne auziți bine. Puneți-mi plus dacă voi ne auziți. Am uitat dacă sunt și întrebări. Ok, o să repet întrebarea. Ai menționat că despre obișnuințe și vrem să te întreb care sunt obișnuințele tale de zi cu zi, practicile care le luai de la închet și le folosești în fiecare zi în viața ta, dacă vrei E, acum poate să întreb băiatul meu de 8 ani aici, par spune că mama mea asta așa și face. Una care eu în fiecare dimineață mă scop să 20 minute de meditație cu Vadim. Asta e imposibil. Eu mă scol cu dânsul. Eu mă scol cu dânsul și am cel mai frumos, că chiar am pus într-o zi, chiar cu băiatul meu, ne-am pus și am făcut împreună o meditație. Asta ceea ce am luat eu din Engage. Pur și simplu, fără de asta, eu nu mă trezesc. Nu se începe ziua cu o meditație, cu o liniște sufletească, cu o trezire. Asta ceea ce am luat de la voi. Plus,
Cred că meditația. Meditația, meditația. Cum simți că te ajută pe parcursul zilei? Deja tu ai practicat de mai multe luni, și cum simți diferența când înainte fără meditație și acum dimineața când o faci? Cum e diferența între zile? Eu foarte greu m-am încadrat în meditație. Pur și simplu, eu nu reușeam să stau până la urmă. Mai mult de 3-5 minute nu reușeam să o fac. Pur și simplu, corpul meu așa se vârcolea și avea nu știu ce avea. Nu știu ce avea, că n-am mai înțeles ce avea. Vadim îl cheamă cal sălbatic. Trebuie să liniștești calul cel sălbatic. Mă simt foarte bine, calmă. Îmi sunt corpul. Uite, poate asta sune straniu, nu știu cum a sune, dar eu îmi simt corpul în totalitate că el este, că el ești. Sunt așa o liniște, dar nu totdeauna, știi? Poate depinde și de zile, dar în marea majoritate a zilelor așa o liniște. Eu câteodată, nu știu dacă ți se întâmplă, eu nu vreau să vorbesc cu nimeni. Se întâmplă zile întregi că eu nu vreau să vorbesc cu mine. După meditația și așa vreau să stau în liniște și calm cu mine. Fac tot primuțești. Copiii nu știu cum fac și fac, nu mă întreba. Ei scol în liniște, i-am hrănit, i-am îmbrăcat și duc la școală, la grădiniță, vin acasă, pot să stau în fața computerului să nu vorbesc cu nimeni vreo 2-3 ore. Pur și simplu așa în liniște și din mine, să stau cu dânsa. Și pe urmă când se încarcă, nu știu, știi că la baterie când se încarcă la telefon, când se încarcă bateria nu mă pot opri. Dar timpul tău pentru experiența care ai împărțit-o, și abia aștept să auzim de la tine cum a fost experiența retreat-ului. Dar astăzi fii un pic mai încolo. Da, Da. gata să ne Pentru după. asta îți mulțumesc din tot sufletul. Îmi cer scuze, un pic de întrerupere a fost. Tu spune. Eu sper că ne aud, eu foarte greu te aud, dacă sincer te aud întrerupt, sper că tu pe mine mă auzi, te aud așa prin. Teama prioritatea deților bine. Da? Da, văd că aici cineva ne scrie ce plăcut să te ascult, Violeta, se aude bine, deci pe noi ne-au auzit bine, ok. Noi nu prea ne-am auzit, dar pe noi ne-au auzit bine. Asta e bine. Bravo, Violeta, mă scurtă încurajări, foarte frumos. Mulțumim la Eu atenție. îți mulțumesc foarte mult ție pentru invitație. Eu sper că chiar am ajutat pe cineva să se înscrie în Engage, că nu o să le pară rău. O să se descopere cu adevărat, o să iubească cu adevărat pe ei însuși. Am emoții, n-am văzut așa comentarii. Le-am văzut acum. Și o să descoperi chiar la mine în familie, ceea ce ține de educația copiilor și de soțul meu, să vede și să simți schimbarea. Simți tare. S-a unit foarte mult familia noastră. Cu 2 ani în urmă, nici cu 2 ani în urmă, cu un an jumătate, eram pe cale de divorț. Îmi pare că gata, familia noastră pune punct aici. Dar uite cu a apărut acel click și zic nu, dă să-i mai dăm o șansă, că se merită. Avem copii prea frumoși ca să distrugem familia. Și uite, a trebuit mult, 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 muncă, înțelegere, comunicare. Comunicare. Am învățat să comunic. Am învățat să ne exprim sentimentele, să ne exprim și ei și sunt cu adevărat. Nu artificial, superficial, așa cum sunt. Cum eram eu obișnuită, să ne arăt numai pe față că tătă ghinea, dar adică după colț împlem sacul cu lacrimi. Să mă exprim și uite asta au făcut schimbarea, anume și ține de mine și de soțul meu. Au început să mă înțeleagă și să mă vadă cu alți ochi. Într-adevăr, am simțit că mă vede altfel. Și eu am început să-l înțeleg și am început să-i văd blocajele lui, problemele lui, care undeva nu că le rezolvăm printr-un divorț. Tu divorțul îl faci, ți-ai altă persoană, acolo iar e mult de lucru. Că noi atragem cei și suntem noi înăuntru, nu că am rezolvat asta printr-un divorț sau printr-o distrugere de familie, unde sunt doi copilași atât de frumoși. Cei mai frumoși copii să mei. Eu la vizorile tale și la șlei. Și pentru asta Vreau să vă
încântat sufletul că ați fost alături de mine și tu și Vadim, consultații private și aici ține de unde într-un fel ce cel mai mult m-a atras la voi, că voi m-ați înțeles, m-ați ascultat și m-ați ajutat să mă ridic, să merg înainte. Pentru mine asta a fost, cred că, cel mai important. Cred că cel mai important. Cred că niciodată n-am fost într-atât de înțeleasă și văzută așa cum sunt eu, cu adevărat. Ești minunată, așa cum ești. Trebuie să privim, să ne vedem cine suntem și să ne descoperim, să ne dăm voie să fim. E ca așa vulnerabil cum ești, omul ești. Pur și simplu, suntem toți auraș care abia așteptăm să fim văzuți, apreciați, iubiți, așa cum suntem. Violeta, eu îți mulțumesc tare, tare mult pentru toate emoțiile care le-ai transmis astăzi, pentru experiența ta care ai împărțit-o. Văd că Alexandra este cu noi în seara asta. Alexandra, mulțumesc că noi astăzi te-am pomenit. Violeta a ajuns să ne cunoască datorită ție. Îți mulțumim, te iubim, te cuprindem și vă mulțumim la toți care ați fost astăzi alături de noi. Eu și cu mare papa, Violeta, mulțumesc și ne reauzim marța viitoare cu un alt membru din Uncage. Și la noi revedere! Ne Mulțumim. vedem! Dar până atunci pe platformă! Te cuprind! Mersi frumos! La revedere! Pa, 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 pa!